În această perioadă pot apărea și alt gen de probleme, cum ar fi durerile dentare ale copiilor sau complicațiile unei carii. Ce avem de făcut în astfel de cazuri, ne spune Ionuț Leahu, medic stomatolog. Bună ziua, bine ați revenit, domnule doctor. Ce înseamnă o urgență stomatologică în cazul copiilor? În primul rând, ce putem observa ca și părinte, cea mai spontană chestie poate să fie un traumatism. Adică și amândoi copii mici aleargă destul de mult și se pot lovi. Deci asta e cea mai frecventă chestie. Dacă s-a lovit și și-a lovit dintele, atunci trebuie să urmărim dacă cumva curge sânge. Deci dacă curge sânge după un traumatism dentar, atunci aceea e urgență. Dacă doare, iarăși este o urgență. Dar totuși mai frecvent în perioada aceasta, pentru că noi am ținut deschis chiar după 23 martie, am asigurat urgențele în 6 județe din România și am văzut foarte mulți copii care au venit mai frecvent cu evoluția cariei dentare. Adică de la banala carie dentară, pentru că neputând să fie tratată la timp, și asta este o chestie foarte ciudată pentru mine și pentru echipa mea, noi tot am provăduit prevenția. Vino când nu are probleme, vino când nu are probleme. Și acum vino doar când are probleme. Deci asta a fost o schimbare destul de abruptă pentru noi. Și pur și simplu de la o carie dentară netratată la timp, ce poate să facă este o infecție și poate să facă un absces. Adică se umflă și atunci aia clar este o urgență stomatologică. Și atunci colegii mei s-au confruntat cu două chestii. Odată că trebuie să fie îmbrăcați în combinezoane. Așa. Și doi, au de-a face numai cu copii în suferință. Pentru că noi trebuie să îi oferim pacientului micuț două chestii. Adică odată sănătate reală să-l facem bine. Și doi, ce e foarte important pentru ei la vârsta asta este experiența pe care o au. Și aici ne-a ajutat foarte mult tematica pe care o avem noi de Academie Spațială. Deci noi oricum eram cu Academia Spațială și înainte. Acum să vezi medici îmbrăcați ca niște cosmonauți. Nu e chiar atât de șocant pentru micuții pacienți. Și reușesc colegii mei să colaboreze destul de bine cu ei. Da, dar cum se stabilește această urgență? Adică părintele constată lucrurile astea și vine direct la cabinet sau are, nu știu, dă un telefon înainte? Cum procedează părintele? Avem niște reguli destul de clare în perioada aceasta, avem niște protocoale scrise și agreate și cu toate direcțiile de sănătate publică din cele 6 orașe în care activă. Așa. Adică e o treabă extrem de bine procedurată. Și în primul rând tot începe la contactul telefonic. Okay. Avem un call center dedicat în care în primă linie sunt colegii noștri care preiau apelul și înțeleg care este urgența. Dacă nu este ceva clar, pentru că ce e foarte important în perioada asta este și triajul, adică să ajungă în cabinet, în primul rând, părintele care însuțește copilul să nu aibă niciun fel de simptome, să nu fie intrat în contact cu nimeni infectat în ultimele 14 zile, adică sunt niște norme care cu siguranță vor rămâne și după data de 15, mai când putem să tratăm în sfârșit, să facem și prevenție. Da. Și odată ce a trecut de primul filtru, intră în contact și cu un medic, pentru că ce ne-am dorit foarte mult și ne dorim până pe 15 mai, vrem să ținem oamenii acasă. Și atunci mergem foarte mult pe telemedicină, adică din conversația telefonică și avem atâtea aplicații în care putem să facem și video în ziua de astăzi. Din și conversație putem să vedem. Medicul își dă seama dacă este într-adevăr o urgență și trebuie neapărat care ca necesită deplasarea se sau trebuie să ia niște pastile acasă copilul întâi, adică facem acest triaj. Apoi vine părintele la clinică, dar doar cu programarea telefonică prealabilă și cu acest triaj. Și în momentul în care a ajuns la clinică, este întâmpinat întâi de o zonă de triaj în afara clinicii, în care îi se ia temperatura și lui și copilului și mai completează un chestionar la fel de siguranță. Apoi intră în cabinet. Este însoțit doar de un singur părinte, pentru că ce e foarte important iarăși vrem să limităm deplasarea și să limităm contactul pe cât posibil. Și de data asta nu se mai stă în sala de așteptare, intră direct în cabinet, unde primește tratamentul corespunzător, iar apoi primește de cel mai mult și o rețetă, pentru că vorbim de infecție, adică ce au văzut colegii mei foarte mult, o explozie de infecții în acele urte cu absces, cu puroi, adică lucruri care dacă sunt scăpate de sub control, exact, nu? Dacă sunt lăsate așa, de multe ori, ce se întâmplă? Părintele, la fel, din dorința de a ține copilul acasă, îi dă medicamente cum crede el, copilului. Și îl mai ține acasă și abia după ce nu mai funcționează nimic, adică a trecut o săptămână, a trecut două săptămâni, abia atunci sună la centrul nostru de urgență. Am înțeles. Domnule doctor, de ce este important să mergem cu cei mici la o clinică stomatologică dedicată copiilor? Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegem că așa cum îi educăm pe copii, așa vor deveni tineri adulții de mâine, care vor fi responsabili cu sănătatea lor sau nu. Și trebuie să înțelegeți că tocmai copiii de astăzi sunt mult mai sensibili decât eram noi când eram noi copii. Așa este. Adică și eu mi-amintesc experiențele de mers la stomatolog. Când îmi zicea medicul sau îmi zicea tatăl meu care mă însuțea, îmi zicea, mă, stai acolo, stăteam acolo. Dar nu mai este valabil. Și aici este un pic o paralelă cu ce se întâmplă. Avem acum posibilitatea pentru urgențe să meargă și la spitale copiii. Da. Dar acolo, din păcate, nu are nimeni răbdarea necesară și nici nu este cadrul destinat pentru o experiență a copilului. Adică, de ce multe ori se rezumă, ești învățat
învățat tu ca părinte cum să ții copilul de cap și de mâini și de picioare cumva, da, să stai pe scaun cu el eventual și să-l ții să-i facă medicul să... ce trebuie acolo. Deci medicii stomatologi care lucrează în aceste cabinete dedicate copiilor sunt 100% dedicați pentru copii. Adică, în primul rând, medicul pentru copil trebuie să aibă foarte mare răbdare, trebuie să aibă întotdeauna analogii, gen albinuța. Da, adică vine albinuța, nu este o freză și mediul ăsta de academie spațială, iarăși, pe mine ne ajută pentru că copilul devine cadet și pentru curajul lui este premiat. Adică are o vestă cu niște pin speciali în care el primește câte un pin pentru curaj, un pin pentru prima extracție, un pin pentru primul tratament stomatologic bun și în felul ăsta el este învățat și să se spele acasă pentru că, iarăși, de fapt, ce putem să facem în perioada asta? Să fim mult mai atenți la periajul dentar cu copiii noștri și trebuie să înțelegem, copilul până la vârsta de 7-8 ani nu poate fi lăsat să se spele singur pe dinți și inclusiv atunci trebuie supravegheat. Plus, trebuie să evităm pe cât posibil dulciurile în perioada asta, chipsurile, mâncărurile astea foarte crocante, iarăși, care pot să intre în gingie și se poate infecta foarte ușor gingia. Deci dacă ne dorim cumva să evităm urgențele și tot cu scop preventiv, putem să-i dăm și vitamina D, adică asta ajută și la imunitate și ajută și pentru dinți. Și desigur, când vine vorba de paste de dinți, e important să aibă o cantitate de flori recomandată vârstei, dar să nu fie fără flori complet, pentru că florul chiar este foarte important în întărirea smalțului. Mulțumim tare mult, domnule Ducă, pentru aceste sfaturi. Vă mai așteptăm pe la noi. Mergem mai departe acum, Ade?